Bună ziua, dragii mei! Discutăm astăzi despre procente și anume reducerea, respectiv creșterea prețului unui produs. Să facem cunoștință cu Andrei. Bună, Andrei! Andrei vrea să adune bani pentru a-și cumpăra o consolă pentru jocuri video. Caută pe internet și găsește următoarele oferte. O consolă pentru jocuri video costă 250 de lei, dar din păcate, din cauza noului curs de schimb valutar euro-leu, produsul se scumpește cu 10%. Andrei se întreabă, oare cât costă acum după scumpire această consolă? Să ne aducem aminte cum determinăm un procent dintr-un număr rațional. Pentru a determina un procent pe la sută dintr-un număr rațional pozitiv, se înmulțește raportul pe supra 100 cu numărul respectiv, adică pe la sută din x va fi egal cu pe supra 100 înmulțit cu x. Prețul consolei deci era 250 de lei și pe Andrei îl interesează cât costă după scumpire. Produsul s-a scumpit cu 10% din 250 de lei, adică 10 supra 100 înmulțit cu 250 ne dă 2500 supra 100, adică egal cu 25 de lei. Aceasta este scumpirea și atunci prețul după scumpire va fi prețul inițial de 250 de lei plus 25 de lei scumpirea ne va da 275 de lei după scumpire. După un timp, Andrei găsește un nou anunț. Pentru produsele achiziționate în următoarea săptămână, oferim o reducere de 16%. Oare de data aceasta Andrei are suficienți bani pentru a cumpăra consola? Deci prețul actual al consolei este de 275 de lei. Cât costă consola după o reducere de 16%? Consola se va ieftini cu 16% din 275 de lei. Adică 16 supra 100 înmulțit cu 275. Simplificăm pe 100 și pe 275 cu 25 și ne dă 4 la numitor, iar la numărător 11. Mai putem simplifica 16 cu 4 prin 4. 16 împărțit la 4 este 4, respectiv 1 și obținem 4 ori 11, deci egal cu 44 de lei. Deci reducerea este de 44 de lei și atunci prețul după reducere va fi 275 de lei minus 44 de lei egal cu 231 de lei. Cât la sută din prețul inițial al consolei reprezintă prețul final? Deci știm că prețul inițial era de 250 de lei, prețul final 231 de lei. Dacă notăm cu pe la sută procentul căutat, putem să scriem pe la sută din 250, adică mulți cu 250, este egal cu 231. Deci pe supra 100 ori 250 egal cu 231, simplificăm cu 50, 250 împărțit la 50 este 5, 100 împărțit la 50 este 2 și obținem pe supra 2 ori 5 egal cu 231. Înmulțim relația cu 2, avem p ori 5 egal cu 462 și dacă împărțim relația la 5,
obținem P egal cu 462 supra 5. Deci P este egal cu 92,4. Adică P la 100 este egal cu 92,4%. Cu cât la sută s-a redus consola față de prețul inițial? Deci am văzut că prețul final este 92% din prețul inițial și atunci 100% minus 92,4% este egal cu 7,6%. Deci cu 7,6% s-a redus prețul consolei față de prețul inițial. Vă propun să vă gândiți la următoarea problemă. Dacă un produs costă 250 de lei și se ieftinește cu 15%, apoi se scumpește cu 10%, care este prețul final al produsului? Comparați cele două prețuri finale obținute. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în continuare!